Și continuăm cu informația de ultim moment. Ei bine, legea salarizării nu va mai ajunge astăzi în Parlament. Asta în contextul în care vă reamintesc, chiar ministrul muncii, Olguța Vasilescu, anunțase că astăzi proiectul de lege va ajunge în fața legislativului, urmând ca în luna iunie legea să fie meargă către promulgare la președintele Klaus Iohannis. Care este motivul acestei amânări și când va ajunge actul normativ în Parlament? Ne spune chiar acum colega mea, Alina Sorocean. Bun găsit, Alina, te ascultă. Am găsit în urmă cu puțin timp. Liviu Dragnea a anunțat că această lege nu va mai fi depusă astăzi la Parlament. Nu a spus care este motivul, însă cu siguranță să mai facă modificări pe acest act normativ, din moment ce, iată, sunt schimbări legate de depunerea proiectului în Parlament. Chiar dacă săptămâna trecută, la ședințele care s-au ținut la Sinaia, s-a discutat ca în această săptămână, înainte de sărbătorile pascale, să intre deja pe circuitul parlamentar legea salarizării unitare. Vorbim despre o lege care a fost făcută de guvern, trebuie asumată de parlamentari, deputați și senatori ai puterii, însă au venit tot felul de reacții negative din partea unor sindicate. Cei din procurorii, cei de la CSM s-au arătat revoltați de faptul că nu au fost convocați la negocieri. Iată că este posibil ca să mai fie modificări făcute pe acest act normativ. Vă reamintesc că raportul dintre cel mai mare salariu și cel mai mic pe această lege este de 1 la 12. Președintele României ar urma să aibă cel mai mare salariu potrivit legii. Președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului ar fi următorii cu în lista veniturilor, alefurilor celor mai mari, urmați de parlamentari. Parlamentarii ar urma să aibă un salariu de 11.600 de lei brut. Vom vedea așadar în această situație când va fi depusă această lege în Parlament, probabil că după sărbători, și dacă va suferi modificări majore. Mulțumesc pentru precizări, Alina.